O tânără în vârstă de 24 de ani din comuna Târnava a fost rănită în urma unui accident de circulație petrecut în zona podului CFR. Un medieșan de 37 de ani care circula pe strada Cloșca a pătruns în intersecția cu strada Unirii pe culoarea roșu a semaforului și a acroșat autoturismul condus de tânăra din Târnava. În urma coliziunii, femeia a fost rănită ușor și a fost transportată de un echipaj smurt la spitalul din Mediaș. Polițiștii biroului rutier Mediaș au intervenit la un accident produs în municipiul Mediaș. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cloșca, un localnic în vârstă de 37 de ani nu a respectat semnificația culorii roșu a semaforului electric, a pătruns în intersecția cu strada Unirii și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de către o tânără în vârstă de 24 de ani din localitatea Târnava. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei AU, care a fost transportată la spital conștientă cu răni ușoare. În cauză la nivelul biroului Rutier Mediaș s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș să fie stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest accident rutier.